Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Clubul Artelor. Suntem, iată, alături de invitatul din această după-amiază, domnul locotenent comandor Vasile Prăjescu. Bine ați venit, domnule Vasile Prăjescu. Bine v-am găsit și bună seara telespectatorilor. Să spunem că domnul locotenent comandor este reprezentantul Fundației Culturale Origini Carpatice Buzău, o fundație culturală care, iată, de câțiva ani buni desfășoară o serie întreagă de activități, aș spune eu, de rezonanță atât națională, dar și internațională, dacă ar fi să amintesc de congresul acesta de tracologie care de vreo 3 ani de zile se organizează la Buzău. Este vorba de un congres internațional de tracologie. Anul acesta a avut o prezență numeroasă acest congres și aș spune o altă activitate, una din foarte multele activități ale fundației, este vorba despre Universitatea de Vară Origini, care s-a desfășurat în luna august la Poiana Pinului, o universitate de vară făcută după modelul universității făcute de Iorga la Vălenii de Munte, cu invitați, nume academicieni, profesori universitari, oameni din vari domenii de activitate, care au fost traineri pentru aproape 3 săptămâni, nu? Aproape 2 săptămâni s-a desfășurat această foarte interesantă acțiune a Fundației Culturale Origini Carpatice. Iată, așadar, spuneam, așa cum spuneam, o serie întreagă de alte prezențe, aș spune eu, de rezonanță a membrilor fundației în, aș spune eu, viața culturală a Buzăului, dar în egală măsură și în acțiuni, activități care s-au desfășurat în țară. Una dintre acțiunile cele mai noi la care am avut participanți buzoieni ar fi Congresul Internațional al Spiritualității Românești, desfășurat foarte recent la Alba Iulia. Ați făcut parte, stimate domnule Vasile Prăjescu, din delegația buzoiană care a fost invitată la acest congres internațional. Care a fost, aș spune eu, impresia generală a acestui congres, iată, de mare deschidere și cum a fost percepută de buzoieni această, aș spune eu, mare adunare care s-a desfășurat, iată, într-un moment, aș spune eu, fast pentru România, și anume sărbătorirea și a Zilei Naționale, nu? Da, da. Fundația noastră este preocupată de cultură. Și atunci când am primit invitația de la organizatorii acestui congres de spiritualitate românească, adică de la Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, noi ne-am bucurat foarte, foarte mult, am și fost surprinși, dar am fost surprinși în prim moment, după aceea ne-am dat seama că și acțiunile noastre au început să fie cunoscute și atunci dumnealor ne-au invitat, au văzut ce preocupări avem și ne-au invitat acolo. Ne-au invitat prin persoana domnului profesor universitar Nicolae Georgescu, un reputat eminescolog, care deja, am putea spune că este deja prieten al fundației noastre, a fost prezent și la Universitatea de Vară, ca lector. Ne-a și rugat să prezentăm, să ne prezentăm de la Buzău cu o anumită temă, motiv pentru care eu am ales să prezint o temă legată
de una din secțiunile pe care s-a desfășurat acest congres, și anume prima secțiune era legată de participarea României la Primul Război Mondial, și anume 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial. Tema se numea aviația în Primul Război Mondial. O să revin ceva mai târziu. Congresul acesta al spiritualității românești a reunit reprezentanți din 31 de țări. Așa. Și de pe toate continentele. Ceea ce nu surprinde, pentru că sunt deja la 20-a ediție și s-a desfășurat pe patru secțiuni. Prima secțiune a fost aceasta, 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial. A doua secțiune a fost Mitropolitul Antimi Vireanu la împlinirea 300 de ani de la moartea sa jertfelnică. A treia secțiune a fost istoria imnului național cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu. Și ultima secțiune a fost legată, ne-a bucurat tare mult, de religia monoteistă la Geto Daci. Foarte interesante aceste patru secțiuni, iată mai ales prin prisma acestor, aș spune eu, secțiuni care erau ultra specializate, Antimi Vireanu fiind unul dintre marii cărturari ai românilor, deși el nu avea origine românească. Dumneavoastră, deci, cu ce fel de activitate ați, cu ce fel de lucrare ați participat? Spuneați ceva de aviație, pentru că sunteți, bineînțeles, locotenent comandor în aviație. Sau ați fost, cel puțin. Da. Mie mi-a stănit interes această temă, participarea României la Primul Război Mondial, pentru că eram la numai 10 ani de la primul zbor al unui aparat mai greu decât aerul. A fost în 1903 frații Wright din Statele Unite care au lansat în aer un aparat mai greu decât aerul, dar a fost lansat cu ajutorul unei catapulte. Apoi 1906, deci cu 10 ani înainte de a intra noi, România în Primul Război Mondial, în 1906 Aurel Vlaicu a ridicat în aer un aparat autopropulsat de data aceasta, și este o mândrie a noastră, după care noi am avut un alt pionier, Aurel Vlaicu, și m-am tot gândit eu că a venit Primul Război Mondial când armata a găsit în această descoperire o adevărată armă. Mă gândeam de ce oare nu s-ar fi putut ca aviația să fie folosită pentru transportul poștei, pentru transportul medicamentelor, știu, în scopuri civile, dar nu. I s-au găsit întrebuințări militare, ori specific militare este aceea să atace, să ucidă, să se apere, să-l izgonească pe atacator. Ei, toată treaba asta, ca o necesitate, a dus la dezvoltarea foarte, foarte rapidă a tehnicii de aviație. Da, zic eu să discutăm un pic mai târziu, pentru că m-aș opri la Antimi Vireanu, era una din primele teme. Antimi Vireanu a fost adus în 1690 în România, în țara românească, de către Constantin Brâncoveanu din Turcia. El era georgian de origine. Și s-a dovedit a fi, după spusele lui George Călinescu, unul din marii contributori la dezvoltarea limbii române. Da, da, da. Un arhitect de biserici, un sculptor, un predicator, filantrop, tipograf, o personalitate foarte, foarte complexă, și m-am bucurat să descoper treaba asta. Aici la congres s-au prezentat lucrări extraordinare ale unor oameni pasionați de personalitatea lui și de ceea ce au scris, că sunt lucruri foarte importante pe care el, mai ales pentru partea aceasta, spun eu, de biseric, de bisericească. Da, da. Așadar, prezența a fost o prezență, hai să spunem, internațională, și această delegație buzoiană
a Fundației Culturale Origini a avut contribuția ei. Care ar fi principalele momente care v-au impresionat de acolo, domnule Prăjescu? Păi m-a impresionat foarte, foarte mult faptul că acești oameni care de 20 de ani se întâlnesc încă au puterea și dorința de a continua, pentru că ca și părere exprimată, neapărat trebuie să ne manifestăm prin cultură pentru redeșteptarea sentimentului național. Eram și în preajma Zilei Naționale a României, de aceea se și desfășoară la Alba Iulia acest congres de foarte multe ediții. Și m-au impresionat faptul că acolo am văzut de la tânăr la 22-23 de ani până la un octogenar. Profesor universitar, nu-i rețin numele acum, a venit de la Moscova, cu origine moldovenească, foarte bine vorbind limba română, și m-au impresionat acești oameni, pentru că la vârsta lor fac atâția kilometri de deplasare pentru a se reîntâlni și pentru a pune cultura la locul ei. Da, pentru că suntem într-o emisiune, iată, așadar, culturală. Sigur că personalitatea lui Antimi Vireanu, cel care pășește, iată, la invitația lui Brâncoveanu în țările române, în țara românească, bineînțeles că este salutar. Iar faptul că acest congres a avut o secțiune, așa cum spuneam, dedicată lui Antimi Vireanu, acestei mari personalități, înseamnă în egală măsură și prezența unor, așa cum spuneați, unor exegeți ai operii lui Antimi Vireanu. Dar să vorbim despre, în continuare, despre ce ați spus dumneavoastră acolo, ce lucruri noi, ce comunicare. O să leg comunicarea mea de aviația română și aviația în general în primul război mondial, cu gândul că am pornit un pic de la legendă. Dintotdeauna omul și-a dorit să a gândit să zboare. Și găsisem în Filocalia Sfântul Maxim Mărturisitorul răspunsuri către Talasie, spune așa: întâi apare gândul, consimțirea cu gândul devine voință, iar voința este premisa faptei. Cam așa și omul și-a dorit, probabil a gândit cândva să zboare. Gândul a persistat și la un moment dat a devenit voință. Voința a dus imediat la apariția acestui aparat de zbor. Dar plecând de la mitologie, de la legendele Olimpului, chiar am prezentat acolo, mi-au adus aminte de legenda lui Dedal și Icar. Eu așa știu că prima dată am citit despre un zbor în această legendă, și anume Dedal și Icar fiind închiși cu 2500 de ani înainte de Hristos, pe vremea regelui Minos, da? În insula Creta, au fost închiși în palatul pe care ei l-au construit și de acolo și-au făcut ei aripi din pene, din firele de la hainele sale și au zburat. Au reușit să facă acest zbor. Dedal a putut să-și continue zborul, Icar, care era foarte tânăr și foarte dornic de aventură, s-a ridicat, deși părintele său i-a spus nu te ridica, Helios s-a supărat, i-a topit ceara de pe aripi și Icar s-a dus în mare. Deci a fost primul zbor, dar avem și noi legenda noastră cu zborul, meșterul Manole. Așa. Și încet, încet s-a ajuns până la urma urmelor la o idee practică, aceea de a se ridica cu un aparat la începutul secolului 20. Am spus eu că înainte de aceste aparate au fost planoarele, apoi au fost aerobaloanele folosite și în sfârșit avioanele. Dacă este să vorbim de aviația din primul război mondial, și o să începem cu
ai noștri, trebuie să spunem că noi am intrat în primul război mondial cu 24 de avioane, total neînarmate. Deci total nepregătiți. Total nepregătiți. Chiar spunea în memoriile generalului Bertelot, spunea așa că România a intrat în acest război mai mult cu sufletul decât cu mintea. Foarte frumos, să rămânem la ce a spus generalul Bertelot. Deci pentru prima parte a emisiunii noastre, împreună cu domnul comandor, locotenent comandor Vasile Prăjescu, vom continua după o scurtă pauză discuția noastră despre prezența buzoiană la Congresul Internațional al Spirituației Românești și despre această comunicare pe care domnul Vasile Prăjescu a făcut-o cu prilejul acestui congres. Ne întoarcem după pauză.